Dragostea rămâne cea mai înaltă formă de experiență umană. Și atunci când omul iubește, cuvintele lui spun asta. Când cuvintele nu mai spun asta, se pare că omul nu mai iubește, în ciuda faptului că el susține că iubește. Este imposibil să ascunzi faptul că iubești pe cineva. Atunci când însă nu ai interes să ascunzi că iubești, iubirea aceasta devine extrem de frumoasă, de plăcută. Dragi miri, Răzvan și Evelyn, v-am mai spus de câteva ori că un vis nu poate să se nască decât într-o inimă. Și visul vostru se împlinește astăzi și continuă. Pe banca aceea sunt cei doi oameni care te-au crescut pe tine și încă doi care te-au crescut pe tine, ei v-au dat viață și o parte din ceea ce voi sunteți astăzi este munca lor. Stimați părinți, dragă frate Cornel și sora Mariana, dragă frate Teofil și sora Angela, a venit vremea să-i lăsați pe acești doi tineri să facă ceva împreună în dragostea lor, în căsătoria pe care o întemeiază astăzi, să înceapă visul acesta al lor, al iubirii lor, așa cum dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, l-ați început cândva. Dumnezeu să vă răsplătească pentru ce ați investit în ei, pentru că ați avut răbdare să credeți că vor fi cuminți și serioși, așa cum noi, Biserica Domnului, prietenii dumneavoastră, îi cunoaștem pe acești doi copii. Aș vrea să predic astăzi despre responsabilități și riscuri și am intenția să spun că la o nuntă este potrivit să vorbești de fericire. Este mai potrivit decât altădată. Fericirea este o stare sufletească pe care omul o are și pentru realizarea căreia trebuie să investească absolut toate resursele pe care le are. Asta nu înseamnă neapărat că va fi fericit. Fericirea nu este niciodată o întâmplare. Fericirea întotdeauna este o realizare. Este o realizare conștientă la sfârșitul unei perioade de investiții, uneori o perioadă de o viață. Fericirea în viața de familie depinde în cea mai mare măsură de felul în care își asumă responsabilitățile și de felul în care renunță sau evită riscurile. Viața este plină de riscuri. Neasumarea responsabilităților și neevitarea riscurilor risipește fericirea și omul tot timpul rămâne cu speranța că va fi fericit. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre responsabilități. Cea mai mare responsabilitate a soțului este să-și iubească soția. Așa spune Biblia. Lucrul ăsta nu este ușor de înțeles. Sunt sigur că o să vă ia câteva zeci de ani să înțelegeți mai bine decât înțelegeți acum ce înseamnă asta. Și probabil că omul nu o să înțeleagă niciodată pe deplin. Cred că iubirea este ceva așa de profund încât niciodată un om nu o să ajungă la capătul ei cu înțelegerea sau cu experimentarea. Toată viața rămâne dator împlinirii acestui vis. Cea mai mare responsabilitate a soției este să-și respecte soțul și să îi se supună. Asumarea acestor două responsabilități protejează familia și fericește familia. Dacă soțul reușește să își iubească soția și dacă soția reușește să-l respecte și să îi se supună, atunci relația lor este protejată de atitudinea lor, de convingerile lor, de stilul lor de viață. Nimeni nu poate proteja relația voastră în afară de voi atunci când exprimați iubire unul față de celălalt și când exprimați respect unul față de celălalt. Aceste două valori sunt absolut universale. Ele sunt prezente în orice cod de etică, însă ele excelează în codul lui Dumnezeu, în legea lui Dumnezeu. Răzvan, trebuie să o iubești pe Evelyn întotdeauna. Uneori va fi mai ușor, alteori va fi mai greu, câteodată s-ar putea să crezi că e imposibil. Biblia îți spune că trebuie să o iubești. A iubi nu e un sentiment. A iubi e o decizie care se exprimă sentimental. Dacă ar fi un sentiment,
N-ai avea sentimentul să-ți iubești dușmanii, după cum Hristos a spus să ne iubim dușmanii. Când iubește cineva un dușman, îl iubește pentru că își pune în minte să-l iubească, că i-a poruncit stăpânul. Stăpânul îți poruncește astăzi nu doar dușmanii să-ți iubești, asta este o altă poveste, e pe o altă pagină. Astăzi îți poruncește să o iubești pe fata pe care o ții de mână și care îți va deveni soție în câteva clipe. Astăzi pare cel mai ușor să faci lucrul acesta. Apoi, fiecare zi cu atmosfera ei. Dar este misiunea ta să o iubești. Dacă vei reuși să faci asta, relația voastră va fi protejată și va fi fericită. Evelyn, generația în care tu te-ai născut este incompatibilă cu porunca lui Dumnezeu să te supui soțului tău. Sunt multe femei creștine care zâmbesc la predica asta. Zâmbesc la predica asta. Pentru că sunt așa de departe de acest concept, încât pur și simplu el nu mai este ireal. El nu mai este real, ci pur și simplu este ireal. Femeile din cotidian sunt învățate să se afirme, nu să se supună. Asta nu înseamnă că există incompatibilitate între a te afirma și între a te supune. Dar dacă vei reuși să-ți respecti soțul, în unele domenii s-ar putea să fii mai tare decât el, mai bună decât el, în fața lui, să-l întreci. În domeniile acelea să nu uiți că trebuie să-l respecti. Dacă vei reuși să faci asta, familia voastră va fi protejată și va fi fericită. El poate să aducă 50% prin iubirea lui și tu trebuie să aduci 50% prin respectul pe care îl dai. Trebuie să-l respecti nu pentru că merită, trebuie să-l respecti pentru că e soțul tău. Trebuie să-l respecti nu că e mai înalt, trebuie să-l respecti pentru că e soțul tău. Trebuie să-l respecti nu că întotdeauna ți-aduce flori sau știe să spună ce ar trebui, ci trebuie să-l respecti pentru că este soțul tău. El se califică ca să-l respecti pentru simplu motiv că este soțul pe care tu l-ai ales dintre toți băieții. Și am încheiat discuția. Acestea sunt responsabilitățile pe care voi trebuie să vi le asumați la rândul vostru astăzi, după cum noi am fost sau vom fi chemați să ni le asumăm la vremea noastră. Care sunt riscurile? Riscurile întotdeauna sunt mai mari decât responsabilitățile și uneori sunt mai greu de evitat decât responsabilitățile de asumat. Cele mai mari două riscuri pe care un bărbat le are de când se naște până moare este imaturitatea și pofta. Imaturitatea bărbatului vine din genul lui masculin, el se coace mai târziu decât femeia, dar și când se coace, se coace bine. Și pofta vine din specificul creierului lui. Bărbatul are creier diferit de femeie, degeaba ne mint ăștia astăzi că poți să fii ce vrei, nu este adevărat. Hormonal, un copil se naște ori băiat, ori fată, endocrin. Și nu poate să fie ce vrea el. Poate să-și schimbe ce și-o schimba, că tot ce a vrut Dumnezeu rămâne. De asemenea, creierul nu poate să și-l schimbe. Există creier de băiat și există creier de fată. Oamenii de știință spun asta, nu spun eu, că eu nu sunt specialist în domeniul ăsta, dar mai bine îi cred pe ei decât pe cei care nu știu să se semneze. Ei bine, există aceste două mari riscuri pe care un bărbat trebuie să le depășească în viață, să se maturizeze, pentru că un băiat nu se naște matur, și să evite pofta ca și motivația acțiunilor, a gândurilor și a sentimentelor lui. Ce face un bărbat în viață nu trebuie să fie determinat de poftă, ci trebuie să fie determinat de minte. Dacă un lucru trebuie făcut, îl face. Dacă un lucru nu trebuie făcut, atunci nu trebuie să-l facă, oricât de ispitit ar fi. Ispita nu este o scuză pentru cineva ca să păcătuiască. Ispita îi face să păcătuiască pe bărbații slabi. Incapacitatea de a evita riscurile demască lipsa caracterului. Și este complicat să te căsătorești cu cineva care nu are caracter. Pentru că oricât de bine intenționat ar fi, nu va putea să facă ceea ce știe că trebuie. Asta în situația în care știe. Responsabilitatea soțului de a-și iubi soția îl ține departe de imaturitate și de poftă. Dacă nu-i capabil să-și iubească soția, asta înseamnă că e imatur. Și dacă este imatur, asta înseamnă că nu va putea să evite pofta. Iată dar cum toate trei sunt la pachet. Când un bărbat nu-și iubește soția, nu-și o iubește datorită imaturității lui. Și când un bărbat se lasă atras de poftă,
Se lasă atras de poftă pentru că nu e matur și pentru că nu e matur nu are putere să se oprească. Acestea trei sunt toate acolo sau niciuna. Atunci când soțul nu-și iubește în mod practic soția, el demască propria lui imaturitate și se expune poftei care poate să-l stăpânească și să-l motiveze pentru vorbele lui, cuvintele, gândurile lui, acțiunile lui și așa mai departe. Pofta distruge familia. Nimic nu distruge familia mai mult ca și pofta. Pofta este mai periculoasă decât imaturitatea, pentru că pofta mai ușor ajunge la infidelitate decât imaturitatea. Pentru a explica capacitatea de distrugere a poftei, Petru spune în epistola sa: stricăciunea care este în lume vine din poftă. Eu schimb puțin și aduc din cosmos în familie propoziția aceasta și spun: pofta, stricăciunea care este în familie este provocată de poftă. În familie poate exista stricăciune sau nu, în funcție de prezența sau absența poftei. Pofta fabrică stricăciune. Unde e poftă, ea generează stricăciune. Unde pofta e absentă, nu este stricăciune. Când există un aparat de aer condiționat într-o casă, el face rece. Recele e rezultatul la aparatul acela acolo. Pofta este aparatul. Ea produce stricăciune. Ea produce aer condiționat. Asta spune Petru. Stricăciunea care este în casă, în inimă, în lume, prin poftă. Un bărbat matur va fugi de poftă și toată viața se va disciplina să nu acționeze împins de poftă. Cele mai mari două riscuri pentru femeie sau pentru soție sunt competiția și goliciunea. Nu mai imaginează-ți, Evelyn, că competiția este opusul supunerii. Să îi te supui soțului și să-l respecti este opus să concurezi cu el și să-i demonstrezi că tu ești mai... Competiția pentru o femeie este distrugerea familiei ei. Nicăieri în Biblie nu spune că un bărbat poate să-și distrugă casa, dar scrie în Biblie că o femeie poate să-și distrugă casa. Influența femeii în casă e mai mare decât a bărbatului. Contribuția bărbatului s-ar putea să fie mai mare în afara casei, dar în interiorul casei femeia este mai influentă decât bărbatul. Nu uita că nu Adam a convins-o pe Eva să mănânce din fruct și invers, și această capacitate de a-l convinge este de la ea spre el, nu de la el spre ea. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, spunem faptul că această competiție, atunci când o soție își permite să intre în competiție cu soțul, nu face altceva atitudinea asta decât să demaște incapacitatea ei de a se supune și de a-și respecta soțul. Asta înseamnă că cea mai importantă responsabilitate a ei este anulată și ea nu și-o asumă doar pentru simplu motiv că nu poate evita riscul concurenței. Se face ambițioasă, se încăpățânează, crede că știe ce face, crede că lupta cu soțul o să îi facă familia fericită și o să o pună pe ea în prim plan, dar ea nu știe că în felul acesta își distruge casa. Nu știe. Este ultima care va afla asta, dacă va afla vreodată. Concurența este nebunie în familie. Nu este nici măcar ultima soluție, este dincolo de ultima soluție. O femeie înțeleaptă trebuie să se ferească de concurență, pentru că este opusă celei mai mari responsabilități pe care o dă Biblia. Orice explicație pe care o are o femeie când concurează în autoritate cu soțul ei, nu își are locul. Nu există, nu e nevoie de explicații, este nevoie de caracter, e nevoie de vieți sfinte, este nevoie de oameni care pur și simplu își asumă responsabilitățile vieții. Fericirea voastră este în mâna voastră. Știți unde este nefericirea? Tot acolo. Dumnezeu spune: îți pun în față binele și răul, alege. S-a investit prea mult în voi ca să alegeți greșit. Ați crescut în biserică. N-ați fost încă contaminați în adâncimile păcatului. N-aveți adicții încă pe care și le formează tinerii care cresc în lume și mai apoi trebuie o viață să se lupte cu ele. Sunteți privilegiați.
n-aveți niciun drept să faceți altceva decât să vă asumați responsabilitățile vieții. Să-ți iubești soția fără să te întrebi dacă merită da sau nu, dacă poți sau nu, dacă e cazul sau nu. Sunt bărbați care cred că soția se răsfață dacă o iubești. E ca și cum ea crede că tu te răsfeți dacă îți dă să mănânci sau te lasă să dormi. Trebuie să mănânci, trebuie să dormi și ea trebuie să fie iubită, iar tu trebuie să primești respectul ei. Asta vă va face să înfloriți. Asta e dovada că vă iubiți. Competiția elimină completarea și soții sunt chemați să se completeze unul pe altul. Dacă voi erați în stare să fiți un om întreg, nu era nevoie să vă puneți împreună în businessul ăsta. Dar n-ați fost în stare să fiți oameni întregi decât doi într-un întreg. Așa ne-a făcut Dumnezeu. Om înseamnă un bărbat plus o femeie. În satul de unde eu am venit, om se zicea la bărbat și atât. Asta trădează mentalitatea oamenilor despre lume și viață. Evident că a fost greșită. Biblia are dreptate. Competiția soției creează adversitate. Nimic nu creează mai multă adversitate în casă decât competiția soției. Sigur, și neiubirea soțului. Nici o soție nu suportă să nu fie iubită, pentru că atunci când este în casă, este responsabilitatea părinților să împlinească nevoia ei de dependență. Femeile sunt dependente, cu tot respectul pentru doamnele din lumea asta, mai ales pentru cele necreștine, care mor de ciudă când aud această afirmație. Biblia spune asta, nu eu o spun, eu nu-s deștept, ci citesc în Biblie. Dumnezeu a spus următorul lucru: dorințele tale se vor ține după dumnealui, iar dumnealui va stăpâni peste dumneata. Așa scrie în Geneza, în capitolul 2. Și ce a spus Dumnezeu rămâne adevărat. Când ai fost la mami și la tati, această nevoie ți-a împlinit-o ei și te simțeai în siguranță. Acum, această nevoie ți-o va împlini el. Cum? Iubindu-te. Asta este motivul pentru care trebuie să o iubești. Pentru că ea e liniștită când tu o iubești. Ori de câte ori tu nu împlinești o nevoie, ea spune că nu o iubești. Ea tot o măsoară în iubire. Orice bărbat este exasperat când aude: tu nu mă iubești pentru că nu mă asculți. Auzi, de parcă ar fi egal să nu o iubești că nu o asculți. Pentru ea e egal și să știi că are dreptate. Pentru că femeia e diferită de bărbat. Femeia nu e un alt băiat lângă tine. Eu ani de zile după ce m-am căsătorit, n-am știut că soția mea e diferită de mine. Am crezut că e un om ca mine și m-am așteptat să aibă aceleași nevoi ca și mine, pe care să și le împlinească în felul în care mi le împlinesc eu. Târziu de tot, după ce am trecut prin multe, am început să înțeleg că ea e o altă ființă, dar e o altă ființă în esența ei, are un alt creier. Am o poză cu creierul de femeie și de bărbat puse una lângă alta și împărțit pe pătrățele, cu funcții. Și te mir că aici la bărbat, în colțul ăsta, spune că se ocupă cu una și la femeie, în același colț, se ocupă cu alta. Nu-i de mirare că în viață veți prefera lucruri diferite uneori, dar datorită caracterului trebuie să ajungeți la consens și să lași cântul cu dragoste și cu respect. Familia voastră este cum o să o faceți voi. Familia voastră este specială, de aceea voi trebuie să vă comportați special. Familia voastră este excelentă pentru că voi o să vă comportați excelent. Nu există comportament mediocru și familie excelentă. Măcar că oamenii ar vrea așa, să cumpere cu 5 cenți o mașină nouă. O mașină nouă nu costă 5 cenți. O mașină nouă costă o grămadă de bani pe care muncești o bună parte din viață. Familie excelentă e foarte scumpă, e un lux. E cel mai mare lux pe care eu l-am văzut în viața mea. Familie fericită. Pentru că niciodată nu-i suficient cât iubești, niciodată nu-i suficient cât rabzi, niciodată nu-i suficient cât înțelegi. Cel mai bun om nu este cel mai bun familist. Competiția soției nu este rezultatul competiției ei, ci este dovada lipsei ei de caracter. Când o soție concurează cu soțul, asta nu înseamnă că vrea să-și demonstreze competența. Nu. Ea trebuie să fie competență, dar competența nu trebuie să nască competiție. O femeie trebuie să fie competentă, dar asta nu trebuie să o pună în situația să îi demonstreze soțului că e competentă, intrând în conflict cu el și în competiție cu el. Competența ei trebuie protejată de caracterul ei, nu de ambiția de a-și demonstra abilitățile. Nu-i cadru potrivit să-ți demonstrezi cine ești.
ci ca, familia e cadrul potrivit unde trebuie să te ocupi de celălalt. Ocupă-te de el, ocupă-te de ea. Pierde-te din vedere pe tine și ocupă-te de ea. Iar ea se va pierde din vedere pe ea și se va ocupa de tine. Dar dacă o convingi că n-ai chef să facă asta, atunci va trebui să aibă grijă și de ea cineva și va avea ea. Și fiecare va avea grijă de el și vă veți separa din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult. Așa începe nenorocirea. Voi nu veți ajunge niciodată aici, pentru că voi veți face altfel de astăzi. Voi v-ați spus deja în minte ce trebuie să faceți. Evitați riscurile. Evitați riscurile. Atunci când o femeie intră în competiție cu soțul ei, el se supără și se detașează de ea. Ea, ca să primească atenție de la altcineva, folosește goliciunea. Aceasta este explicația goliciunii. Indiferent că place cuiva să audă asta sau nu, aceasta este explicația. O femeie frustrată va găsi această soluție ca să primească atenția pe care nu are de la cine trebuie. Nu întotdeauna aceasta e motivul, dar pentru o femeie creștină poate să fie acesta motivul. Însă, indiferent care este motivul, motivul acesta este unul foarte nesănătos, pentru că la rău se ajunge prin metode rele, la bine se ajunge prin metode bune. Cum se manifestă iubirea soțului? Am citit textul din 1 Petru. Purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre. Asta înseamnă să folosești înțelepciunea. Ține minte că de mii de ori în viață, nervii tăi vor fi în competiție cu înțelepciunea ta. Nervii îți vor spune, pune-o la punct! Înțelepciunea va spune, lasă să treacă necazul și când se liniștește, du-te și vorbește-i. Și va spune, sorry, iartă-mă, îmi pare rău, n-am fost cinstită cu tine. Folosește înțelepciunea, nu nervii. Cine are înțelepciune, își va folosi înțelepciunea. Folosește-o pentru că la bătrânețe te vei bucura. Te vei bucura mai mult decât orice altceva. Dați cinste femeii ca unui vas mai slab. Manifestă înțelegere. Tu singur ai acceptat să te căsătorești cu cineva care e mai slab decât tine. Îți spun asta înainte să spui da. Dumnezeu spune că soția ta e mai slabă decât tine. Mai vrei să te căsătorești cu ea? Dar nu-i vei reproșa niciodată că e mai slabă decât tine. Ok. Al treilea lucru, să nu ții necaz pe ea. Petru spune, nu țineți necaz pe ele. Asta înseamnă că Petru a știut, că era bătrân când a scris epistola asta, a știut că bărbatul va avea motive să țină necaz pe nevastă. Probabil că are legătură cu ce am zis înainte. Nu știu, ce nu scrie Biblia, nu știu. Dar vreau să te întreb, crezi că o să te poți ține să nu ții necaz pe ea? Asta înseamnă să o iubești. Să iubești un om înseamnă foarte mult lucru. Înseamnă cel mai mult pe care poate să facă un om. Și un ultim lucru, folosirea empatiei. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele cum își iubesc trupul. Va fi foarte ușor să știi cum să o iubești pe ea când te vei gândi cum te iubești pe tine. Empatie înseamnă pune-te în pielea altuia. Capacitatea de a înțelege trăirile interioare ale altcuiva. Cum ai grijă de tine, așa să ai grijă de ea. Cum faci așa când te lovești peste deget, așa să faci când se lovește ea peste deget. Trebuie să o înțelegi gândindu-te la tine. Dacă tu ai nevoi, să știi că și ea are. Dacă pe tine te doare și pe ea o doare. Dacă plânsul e amar, să știi că și pentru ea este amar. Biblia spune, uite-te la tine când te gândești la ea și tratează-o pe ea ca pe tine. E așa de simplu. Dar am pierdut simplitatea asta frumoasă și am devenit altfel. Asta înseamnă să ai o familie fericită. Tu ai toate interesele să ai o familie fericită. Cum se manifestă supunerea soției? Dacă unii, adică soții, nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt. Auzi tu, nu poți să-l convingi cu vorbele, dar îl convingi cu tăcerea. Păi eu te întreb, Evelin, care femeie procedează la metoda asta? Îi vorbește o oră și nu-l convingi și la urmă strece prin cap că ar trebui să taci că se convinge el. Wow! Da, așa spune Biblia. Să nu aibă Biblia dreptate? A să mai citesc o dată versetul. Dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtare. A cui? Prin purtare.
Purtarea este foarte puternică, e foarte influentă, cuvintele nu. Mai ales după o anumită perioadă de timp, cei doi se cunosc așa de bine unul pe altul, încât nu se mai ascultă unul pe altul când vorbesc. Asta înseamnă caracter influent. Caracter influent. Caracterul e mai puternic decât cuvintele. Întotdeauna. Cuvintele s-ar putea să le contrazică, caracterul nu-l poate contrazice, bunătatea nu poate fi contrazisă, iertarea nu poate fi contrazisă, iubirea nu poate fi contrazisă, politețea nu poate fi contrazisă, tonul încet, încet, frumos, nu poate fi contrazis, astea nu pot fi contrazise și oricine le vede. Dar argumentele sunt contraargumente pentru argumente. Ăsta este secretul, caracter influent. Cea mai influentă femeie din lume este femeia care îi câștigă inima bărbatului. Prin înțelepciunea ei, prin politețea ei, prin curtoazia ei, prin respectul ei, bărbatul acela este aici. Numai voi doi ați văzut ce am arătat. Podoaba voastră să nu fie podoava de afară, care stă în, ci să fie care stă în. Asta înseamnă priorități influente. O femeie care este lumească nu va fi respectată de soțul ei, pentru că se asociază și cu altceva cu care lui nu-i place. Dar o femeie duhovnicească va atrage admirația soțului ei și atunci el se va uita la ea ca la cineva care e mare, care e priceput, va avea încredere în ea, îi va da credit, are balanță maximă în inima lui. Asta este ceea ce poate pierde o femeie. Când a pierdut asta, a pierdut tot. La urmă, totul se rezumă la ceartă și la țipete. Și asta e complicat. Și închei cu prelungirea credincioșiei. Fiți supuse bărbaților voștri în Domnul. Asta înseamnă că atât cât se supune o soție soțului ei, atât se supune lui Dumnezeu. Femeile care nu se supun soților pretind că se supun lui Dumnezeu. Dar asta nu poate fi adevărat. Pentru că atunci când o soție se supune soțului, e modul în care ea se supune lui Dumnezeu. Că Dumnezeu i-a poruncit să fie supusă soțului. Nu soțul poruncește asta, nu soții au scris Biblia. O familie este așa cum o construiește soțul și soția. Fiecare dintre noi avem familia pe care am construit. La asta am lucrat de când ne-am căsătorit. Și așa a ieșit. Am vopsit-o alb, negru, gri, cum am putut. Nu împrejurările vieții hotărăsc succesul, ci caracterul hotărăște succesul. Nu împrejurările. Nu aștepta împrejurări să ajungi bogat. Muncește. Nu aștepta împrejurările ca să se întâmple nu știu ce. Nu. Manifestă caracter. Dezvoltă maturitatea. Ferește-te de poftă. Fii un bărbat integru, puternic. Dacă ai greșit, cere-ți iertare. Nu-i deloc dezonorant pentru un bărbat să nu-și are iertare. Dimpotrivă, să nu zici nimic după ce ai greșit. Înțeleg că ai greșit, dar nu înțeleg de ce nu-ți repar greșeala. Chiar așa de rău să ajungă un om? Niciodată nu este prea târziu pentru o familie să o ia de la început. Niciodată. Absolut niciodată. Absolut niciodată. În cel mai rău, în cea mai rea stare în care poate ajunge o familie, este cel mai potrivit moment ca să o ia de la început. Pentru că Dumnezeu din ceruri de-abia așteaptă să pune pe picioare un business care a falimentat. Dumnezeu din ceruri de-abia așteaptă să-i dea înțelepciune unui soț care n-a fost înțelept. Dumnezeu din ceruri de-abia așteaptă să reconstruiască o familie și să ridice din cenușă pe doi care nu s-au mai suferit. Falimentul la o familie este cel mai potrivit moment să o ia de la capăt, pentru că îi convinge că au eșuat. Și Dumnezeu de-abia așteaptă să sponsorizeze o astfel de familie. Răzvan și Evelin, sunteți în cel mai potrivit loc, sunteți în cel mai potrivit timp, sunteți în cea mai potrivită companie. Absolut n-aveți niciun motiv să fiți altfel decât fericiți. Dumnezeu să vă binecuvinteze!